Deci, atât suntem din nou în emisie și aprofundăm acest incident creat de profesoara Bența. Deci, am arătat cum profesoara Bența, la clasa domnului profesor Nicolaescu, aranjase o înmormântare fals acolo, atrăsese elevii într-un complot bine studiat împotriva acestui domn profesor David, care nu putea să țină orele ca lumea să calmeze spiritele, să spunem, elevilor, și practic și vroise să desfințeze liceul. Așa au fost și aceste două fete aduse aici. Ele practic aveau dubliuri și spusese că sunt membri de partid, că aici sunt nenumărate acte de corupție, de se grefau pe corupția asta din jurul laborantii, care făcea sex oral cu Voicu, care făcea lesbianisme cu alte profesoare, deci lucruri foarte grave, să spunem, într-un liceu, cel puțin așa ar fi fost în timpul comunismului, ar fi putut să nu fie grave. Spuneau că au terminat, că termină cu 9.50 și nu se duc la țară, ele nu se duc la țară cu 9.50, fuseseră și la mama, la serviciu acolo, căutaseră un post din ăsta chiar de laborante să fie în Iași, dar nu aveau un fel de pregătire din asta bună pe chimie, mai mult o ceau, mai dădeau, să spunem, cu sexul. Și fabrica se prăbușea, deci au fost acolo, probabil au mai fost în mai multe părți, au venit și la noi, chiar când a fost o discuție la poartă, au spus că sunt membri de partid, că sunt cu organizația de bază de la chimie, cu această doamnă Florea. De fapt, erau cu ambele profesoare de chimie, deci cu această profesoară Voinea și cu profesoara asta Bența, care am arătat că aranjase aici sanhedrinile astea, cum le spunea, deci falsificări de monedă în stil mare, lucruri înfiorătoare, toate aceste reuniuni care se țineau în castelul ăsta de tip turcic, așa putem spune, care a fost dărâmat în Ciurchi, se cam țineau acum noaptea aici la liceu Cuza și prin alte apartamente. Bineînțeles, eu am demontat repede complotul, că Pintilici, că vine săracul care era puș, el să fie ucis și otrăvit, tot dădea la mine, noroc, eu eram mai mare, arăt, uite și fetele astea, dacă te uiți în matale la ele, au foarte multe contacte sexuale, nu pot să vin aici dacă au 9.50 să omoare oameni, să se desfințeze clase, să se facă laboratoare de chimie și să se facă laborante, dar eu îți spun că nu, nici nu-s de 9.50, notele sunt foarte, cum să spun eu, variabile. Și, bineînțeles, Pintilie a plecat speriat, pentru că acești chimiști, practic, îi intimidau pe toți cu o trăvire din ăstea foarte subtile, deci adormiri, o trăviri, asasinate. Am arătat cum la urmă, când femeia asta a început să peroreze, că îl omoară pe Tănasă, că Tănasă nu știe nimic, că nu o să facă nicio anchetă, că ei chimiști suniți, că o să falsifice ancheta genetică. Eu nu cred că tot chimiști care fac ancheta genetică la Tănasă peste 33 de ani, deci de acum ne apropiem de ancheta genetică, și că au substanțe care merg sub codul genetic, eu nu cred că sunt substanțe din astea chimice secrete care sub pot să lese codul genetic intact și să afecteze alte structuri mai fine. Deci lucruri înfiorătoare se petreceau la Cuza, dubliuri, deci tentative de omor. Până la urmă am spus, i-am tras o bucată lui Bența, care a căzut jos. Erau și laboranți din ăstea de aici, deci de la 22, lucruri
înfiorătoare, fetele alea totuși au fost lăudate când a venit femeia asta care se ceea ce se întâmplă aici, așa trebuie să fie fetele să lupte, că sunt tinerii, dau și cu curul, dau cu gura, dau cu învățatul, deci lucruri năușitoare erau acolo, lucruri năușitoare au fost acolo, amenințări cu falsificarea anchetelor genetice peste 30 de ani, 35 de ani, dar eu vă spun, fetele alea, chiar dacă ar fi fost din nou 50, erau niște criminale, nu contează media. Deci eu le-am spus, doamnă sau domnișoară, vă duceți, uitați-vă și vă faceți o turmă de vaci și uite, sunteți în Iași, nu puteți aici să creați busculadă între profesori, între elevi, să veniți așa cu scandal. Bineînțeles, scandalul aici la Cuza s-a atenuat. Totuși o profesoară asta curvă criminală, Doroftea Iliana, a propus să-mi pună 5 la purtare, dar mi s-a pus 10. Lucruri extraordinar de grave, dar trebuie să arătăm că generatoarea era această profesoară Bența, deci patroana prostituției din liceu practic, și implicată direct în asasinarea profesorului Tănase, pe care îl denigra mereu, îl atrăseseră acolo în prostituția aia, îl otrăviseră, îl fotografiaseră cu fetele astea în pielea goală, deci iată și se întâmplase aici. Asta a fost doamna profesoară Bență.